Pasiunea îi unește să facă fapte bune. Vorbim de mai mulți motocicliști din Buzău, care au făcut un obicei din a dona sânge. Dacă prima dată au venit să doneze în urma unui apel făcut de părinții unei fetițe bolnave, acum donațiile lor vor merge către mai mulți bolnavi din spitale. Pasionații de motoare spun că vor să facă un obicei din a dona sânge, iar motivația lor vine prin faptul că știu că acest gest poate salva vieți. De data asta am vorbit la telefon mai mult cu băieții, ne-am mobilizat și prin intermediul lor și am reușit să fim, cred că, peste 15 de data asta. Deci vă sunteți donatori fideli. Da, da. Și continuăm și mai departe. Cu tichetele până la urmă v-ați hotărât? Cu tichetele le strângem și în decembrie să mergem să către niște copii cu o situație mai deosebită. Ideea de a ajuta pe alții nu e ușor. Să ai nevoie de sânge și să nu găsești și cât stai 5 minute pe o băncuță, e foarte simplu pentru oricine. Și mai ales că știi că uneori poți salva o viață. Plus cu bonurile poți ajuta niște copii nevoiași, cum facem noi astăzi. În primul rând, cineva va avea nevoie de sânge. Am mai făcut o campanie acum ceva timp, 2-3 luni de zile, pentru un copilaș. Am înțeles că e bine. Și tot timpul vrem să ajutăm. Când avem posibilitatea, vom răspunde cu sânge. Pentru faptul că sângele nu îl putem lua din magazine, în momentul de față sunt multe persoane care au nevoie de sânge. Pentru ele sângele înseamnă viață, pentru noi doar un simplu gest umanitar. Este prima dată? Nu, a patra oară. Motivat faptul că sunt sute de persoane care au nevoie de acest lucru minunat și voluntar și vreau să ajut oamenii și în special copiii și pe toată lumea. Acțiunea motocicliștilor a venit ca o mană cerească pentru centrul de transfuzii din Buzău, în condițiile în care numărul donatorilor scade de la o lună la alta, în timp ce nevoia de sânge este din ce în ce mai crescută. Un moment deosebit de frumos. Încă o dată, acești oameni minunați au dovedit că sunt aproape de semenii lor. Le mulțumim și sperăm cât mai mulți oameni să preia acest exemplu. Suntem într-o situație deosebită, numărul donatorilor a scăzut, avem și carantinarea pe virusul West Nile și chiar avem nevoie de donatori în această perioadă. Gesturile nobile făcute de motocicliști nu se vor opri aici. Tichetele pe care le-au primit pentru donația de sânge vor fi folosite pentru a cumpăra alimente pentru copiii nevoiași.